Bun găsit, prieteni, din nou pe paginile Agora, de la Marșul Memoriei organizat de socialiști. Am ajuns în fața Parlamentului, aici unde este organizat un alt marș, de această dată pentru o Moldovă europeană. Organizatorii sunt tinerii PAS. Haideți să mergem să vedem ce lozinci scandează, ce mesaje transmit. Ce mesaj v-ați adunat astăzi? Ne-am adunat la acest eveniment cu mesajul de a îndemna toți cetățenii să participe la integrarea Moldovei în Uniunea Europeană și considerăm că această dată este o dată foarte importantă pentru a ne face auziți atât de autoritățile noastre, de cetățenii noștri, dar și de oficialii de sus din Uniunea Europeană. Este al doilea marș, sunt două marșuri concomitente. Cum comentați această situație? Cineva sărbătorește Ziua Victoriei, cineva sărbătorește Ziua Europei. Noi am ales să promovăm integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Deci asta e important pentru tine? Da, în mare parte pentru tineri, asta este cel mai important, pentru că asta este viitorul nostru. Cum v-am numit? Victor. Și sunteți din Chișinău? Nu, dar sunt din Florești, dar locuiesc în Chișinău. Deci că am văzut acolo inscripția în ghele, asta ce mă întrebam. Hai să mergem. Ok. Bună ziua, noi suntem live pe Magora, vreau să mă anunț și dacă sunt casă și colegii. Da? Să ne spuneți care este mesajul de bază în această zi în care unii încearcă să dezbine societatea. Mesajul nostru de bază este că tinerii, și că aici puteți să vedeți, este un marș făcut de tineri, cu participarea tinerilor, noi vrem să integrăm în Uniunea Europeană. Noi vrem să construim o țară bogată, prosperă în Uniunea Europeană, o țară din care noi nu vrem să plecăm, mai mult ca atât să creăm condiții ca oamenii plecați să revină. Și astăzi e și o zi de comemorare, inclusiv, pe lângă Ziua Europei, ziua în care marcăm pacea, e și ziua în care îi comemorăm pe cei căzuți în al doilea război mondial. Rezonați cu această afirmație? Eu rezonez cu această afirmație. Al doilea război mondial a fost cel mai devastator lucru care s-a întâmplat cu omenirea și ca urmare a acestui război a fost creată Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, în fundamentul său, este un proiect de pace și țările Uniunii Europene au reușit să formeze un fundament pentru, în care să nu fie niciun război pe continentul european între țările Uniunii Europene până acum. Din păcate, în acest an noi am văzut, sau nu în acest an, în acești ani, ca urmare a agresiunii rusești, noi am văzut cât de importantă totuși este pacea. De aceea noi atât comemorăm Uniunea Europeană și Uniunea Europeană, în primul rând, este un proiect a pacei, așa că eu nu văd aici deloc loc de dezbinare. Victoria în al doilea război mondial, sau oamenii care au luptat în al doilea război mondial,
au luptat pentru pace, pentru ca copiii și nepoții lor niciodată să nu vadă terorile războiului. Și de aceea noi toți practic sărbătorim aceeași sărbătoare. Ca la orice manifestație, sunt datoare să vă întreb cum v-ați organizat, implică niște costuri, au venit și din teritoriul tinerilor. Da, puteți să întrebați pe tineri, sunt tineri foarte frumoși. Majoritatea sunt tineri organizații PAS Youth, organizații tineretă a partidului PAS, dar în același timp noi am luat o decizie să mergem cu fără banere politice, să unim toți tinerii care susțin Uniunea Europeană. De aceea puteți să vedeți că noi nu avem niciun fel de coloristică de partid, sunt tineri care susțin Uniunea Europeană din mai multe raioane ale țării, precum vedeți că sunt tineri din Ungheni, sunt tineri din Călăraș, din Rezina, din Ialoveni, Criuleni și multe raioane. Și desigur și din Chișinău foarte mulți tineri. S-au organizat voluntari prin organizația de tineret PAS. Deci noi avem și organizația de tineret PAS prin care noi am anunțat acest eveniment. În același timp noi am promovat și rețele sociale, am invitat și prietenii și cunoscuții noștri. Deci din mai multe părți s-au adunat tineri. Care este mesajul principal ce urmează să-l transmite prin intermediul tinerilor? Mesajul nostru principal este că noi, ca tinerii, nu doar suntem gata de declarativ, că noi vom face tot ce este în puterea noastră ca să apropiem țara din Europeană. Pentru că noi vom suferi cel mai mult consecințele rezultatelor referendum. Vom intra în Europeană sau nu, noi vom suferi. Și noi trebuie să facem principalul lucru. De asta eu cred că noi trebuie fermi să ne... Hai acolo la Bună ziua! Din câte înțeleg, veniți de la Ungheni. Da, venit tocmai de la Ungheni și noi suntem niște tineri care chiar credem că Uniunea Europeană este benefică pentru Republica Moldova și suntem 100% parcursul european al Republicii Moldova. De ce? Care sunt beneficiile? Pe lângă oportunități de dezvoltare, atât plan personal cât și profesional, Uniunea Europeană oferă locuri de muncă, infrastructură dezvoltată și, în general, un trai mai bun. Suntem live pe Agora și dacă ne puteți spune care este mesajul de bază și de ce în fața Parlamentului Republicii Moldova, cum vă organizați asta? Noi, de fapt, nu am venit în fața Parlamentului Republicii Moldova. Noi am început marșul încă de la scoarul Consiliului Europei și asta, pur și simplu, este traseul, dar de aici o să mergem în Piața Mării Adunării Naționale și ne-am adunat cu toții să ne afirmăm poziția, să spunem că 9 mai este Ziua Europei pentru noi, pentru tinerii din Republica Moldova, să spunem că noi, într-adevăr, credem în parcursul european al Republicii Moldova, susținem asta și cumva asta este viitorul nostru, de asta cred că noi trebuie cu voce tare să spunem ce noi vrem. Comemorați și victimele celui de-al doilea război mondial și promovați pacea în această zi? Da, cu siguranță motivul principal pentru care eu cred că noi trebuie să fim mulțumitori istoriei este că noi avem pace momentan în Republica Moldova și 9 mai este și despre bunii noștri care au luptat ca să obținem această pace și de fiecare dată în copilărie mergeam cu părinții și depuneam flori la monumentul eroilor care au murit în cel de-al doilea război mondial. Care e punctul final, destinația finală? Piața Marii Adunări Naționale. Acolo este punctul tuturor celor mai mari sărbători în Republica Moldova. Cum vă spune? Selinia. Bani și la...
Валим, валим, гель. Безумно можно быть первым. Алина, вы за...